Zodia care este afectată în modul cel mai pozitiv, adică are cele mai bune oportunități. La sfârșitul lunii august, datorită lunii albastre, sunt pești. Peștii, fiind un semn de apă, extrem de intuitiv, vor simți o creștere considerabilă a clarității spirituale și a intuiției. Luna albastră le va amplifica capacitatea de a se concentra la nivel profund cu propriile emoții și cu energia din jurul lor. Această lună albastră va aduce o explozie de creativitate pentru pești, stimulându-i să își exprime ideile artistice și să exploreze noi forme de exprimare. Aceasta este o perioadă ideală pentru a începe proiecte noi sau pentru a finaliza lucrări importante. Pe plan personal, peștii își vor simți o armonie crescută în relațiile lor. Luna albastră le oferă șansa de a întări legături cu cei dragi și de a vindeca orice rană emoțională din trecut. Aceasta este o perioadă excelentă pentru pești de a se concentra pe vindecarea emoțională și pe autoîngrijire. Energia lunii albastre va sprijini procesele de eliberare a stresului și de reconectare cu sinele. Profită de această perioadă favorabilă pentru a te conecta cu resursele tale interioare și pentru a-ți manifesta dorințele. Fii deschis la noile oportunități care vin în calea ta și folosește această energie pozitivă pentru a crea armonie și echilibru în viața ta. Pești în lumina lunii albastre, o perioadă de grație și vindecare la sfârșitul lui august.